bucurie și încântare vă întâmpin la o nouă ediție emisiunea Simetric. Eu sunt Adelina Ghilea și sper că și de data aceasta, cum zic de obicei, să fie o conversație care să vă dea poate așa o infuzie de încurajare, dar în aceeași măsură să fie și o provocare, să vă stârnească niște idei și niște gânduri. De data aceasta cu mine sunt două prietene pe care le-am sunat și am zis: fetelor, musai, trebuie să vă urcați în mașină și să veniți la emisiune, pentru că avem câte ceva de povestit și veți vedea despre ce este vorba. Împreună cu mine Dorotea Chiriac și Anita Capotă. Bun venit! Bine v-am găsit! Mă bucur foarte mult că sunteți cu mine, pentru că voi sunteți două dintre persoanele din spatele unui proiect semnificativ, un proiect care a adus foarte multă valoare, un proiect de revistă, și exact de la titlul revistei voastre și de la sloganul revistei voastre pornim și discuția noastră de data aceasta. Este o revistă pentru fete, Inimă de prințesă, iar sloganul spune: creată pentru o vreme ca aceasta. Cred că înspre Dorotea trebuie să mă îndrept. Da. Aș vrea să pornim exact de aici. Care a fost povestea cu titlul și sloganul ăsta? Ce înseamnă ele? Ce semnifică ele? Și știu că atunci când am povestit noi trei, te-am și întrebat ce fel de comentarii ați primit pe baza acestui titlu, pentru că adevărul este că în urechile unora s-ar putea să sune ca un titlu poate un pic romantizat, poate prea de fete. Dar care a fost ideea? Pentru că, la cum vă știu eu pe voi două, trebuie să fie o semnificație reală în spatele unui asemenea titlu și unui asemenea slogan. Așa că, Dorotea, introdune tu și mergem mai departe apoi. Da, sună copilăresc, Inimă de prințesă, dar toată povestea revistei a început cu un blog. Și în adolescență, pentru mine, o inimă de prințesă mă ducea cu gândul: odată eu aparțin unei familii sănătoase și odată eu aparțin unui Dumnezeu. Eu nu sunt a oricui. Și e vorba de identitate. Eu sunt fică de rege. Și în orice context m-aș afla, în anii tulburi ai adolescenței, cumva nu te clatini. Sau nu te clatini așa de ușor când știi că Dumnezeu ți-e tată. El ți-e regele, e regele universului și e tatăl tău. Iar, deci, titlul cumva e vorba de identitate. Iar creată pentru o vreme ca aceasta, sloganul e inspirat din povestea Esterei, ne arată scopul pentru ce suntem create. Atât timp cât îți cunoști tatăl, îți cunoști identitatea, tu știi pentru ceea ce te lupți, pentru ceea ce trăiești în această viață. Deci cumva... Hai să despachetăm un pic ideea asta. Cum știm pentru ce ne luptăm în această viață? Cum știm care ne este scopul și care ne este scopul, de fapt? Cred că trebuie un pic să clarificăm. Este scopul o chestiune generală? Este o chestiune particulară? Cum despachetăm toată povestea asta? Și odată ce înțelegem scopul, cum ne mutăm la pasul acesta următor în care îndeplinim cât de bine se poate acest scop? Că dacă ai un scop, trebuie împlinit. Cum? De unde apucăm povestea asta? E lungă povestea și de fiecare dată când vorbim cu fetele, mai ales din mediul creștin, scopul meu este să laud pe Dumnezeu, scopul meu este să trăiesc pentru El. Bine, bine, dar acesta este un scop general. Toți creștinii îl avem, dar cumva, dacă ne uităm și la Estera, ea a avut... Probabil în împărăție erau și alte fete care trăiau pentru Hristos, care își dedicau viața lui. Și totuși, Estera a fost singura care a mers înaintea regelui și a zis: salvează-mi poporul, adică eu militez aici pentru poporul meu. Da, deci cumva... Și creată pentru o vreme ca aceasta, inspirat sloganul acesta, dar fiecare dintre noi care ne-am găsit identitatea în Hristos, trăim azi pentru timpul de astăzi. Că am întâlnit fete care spun: dacă aș fi trăit acum 100 de ani, vai, și rochițe și vise, ok, bun, hai să vedem. Sau nici măcar, iartă-mă că te întrerup, nici măcar acum, nu știu cât timp, sau în altă generație, cât în alte condiții. Corect. În altă țară? Așa.
într-altă așa. Comunitate, într-alt oraș, într-altă familie. Și aici intervine suveranitatea lui Dumnezeu, care știe ce face cu fiecare dintre noi, știe unde ne-a pus și când. Și, ca să revenim la scopul discuției noastre pe seama acestui moto, ce ar trebui să facem acum? Și Dumnezeu îți cere să-ți faci tu partea azi, atât cât poți astăzi, dar să ți-o faci. De aceea ești creată pentru azi, pentru o vreme ca aceasta. Să nu pierzi cumva binecuvântarea de astăzi, pe care Dumnezeu ți-a pregătit-o prin ceea ce ți-a pus înainte. Îmi place foarte mult ce spui, Anita, iarăși ne întoarcem la observațiile făcute mai înainte, pentru că e foarte ușor să te gândești. Așa, mai discutat asta și în, așa, am menționat tangențial și în alte discuții și emisiuni, dar e foarte ușor să te uiți la cel din dreapta și la cel din stânga și să zici, băi, dacă eu aș fi avut parte de alte oportunități sau aș fi fost într-alt context, aș fi putut să fac mult mai multe. Înseamnă că dacă contextul nostru este diferit sau poate nu este atât de, poate este mai precar, hai să spunem, este mai precar, mai ales în comparație cu altcineva, asta înseamnă că nu îți poți îndeplini scopul. Îmi place foarte mult, cred că dacă cineva vorbește și scrie extraordinar pe tema, pe tema chemării și a scopului și sensului în viață, este Os Guinness, l-am citat de multe ori și în emisiunea asta, este o carte pilon, aș spune, chemarea ta, și el definește astfel, dă mai multe definiții în lungul cărții, dar asta este o definiție centrală. Zice, în mod normal, chemarea lui Dumnezeu este în acord cu înzestrările noastre, dar scopul acestor înzestrări este isprăvnicia și slujirea, nu interesul de sine. Ei, și atunci când schimbăm un pic, că noi de obicei când ne gândim la scop, ne gândim la cum să ne dezvoltăm noi pe noi înșine. Cum să ajungem noi să fim mai... Prin propriile puteri, bineînțeles. Exact. Și nu știu dacă te-ai gândit să împărtășești acum sau deraiez un pic, dar chiar povesteam mai devreme că amândouă ne-am gândit la același exemplu. Un exemplu de câți ani au trecut, Anita, de la eveniment? Vreo patru ani, nu-i mai numărăm. Dar a fost, printre altele, l-am avut invitat la acel eveniment pe sculptorul Liviu Mocan, care a folosit o imagine fantastică. Și te las pe tine, pentru că tu ai adaptat imaginea prezentată de el atunci și cred că explică atât de bine și înzestrările, și scopul, și vremea, o vreme ca aceasta. Da, și cu resurse, să zicem, modeste. Pentru că ce v-am adus eu aici e un sac de cânepă, pe care am aflat astăzi că bunica Adelinei l-a cusut cu o mare îndemânare și căreia îi mulțumim, știa ea ce face, pe care amândouă se pare că l-am păstrat de la acea întâlnire și era foarte reprezentativă imaginea că fiecare dintre noi venim în lume și Dumnezeu nu ne lasă să intrăm în lume fără să ne dea, să ne încredințeze. Pentru că în momentul în care spui că ți s-a încredințat ceva, ești responsabil pentru acel lucru, ți s-a încredințat un talent, un talent, un dar, spune cum dorești. Și în sacul acesta reprezenta corpul tău de lut, da? În care Dumnezeu a pus, poate un talent, poate 10, poate mai multe. Și adaptarea mea de la această ilustrată era că fiecare dintre noi deja știm sau poate ne-am identificat cel puțin un talent. Și probabil că talentul unora, eu am pus altceva în săculețul ăsta decât era inițial, poate că talentul unora este în lumina reflectoarelor. Toată lumea știe că tu ești bun la cântat. Toată lumea știe că tu ești foarte priceput să coși. Toată lumea vede acest lucru și te apreciază și ești în față și talentul tău este vizibil pentru majoritatea și, da, e folosit cum trebuie în folosul celorlalți.
Dar poate că unii avem un talent pe care încă noi nu l-am șlefuit. Și așa ca o piatră luată din râu, încă nu știi care sunt limitele acestui talent. N-ai muncit destul ca să pui în valoarea pe care ți-a dăruit-o, ți-a pus în gând Dumnezeu că ar trebui să o ai utilizând acest talent. Și atunci trebuie să te pui să muncești, fie că te pui să scrii, ceea ce am făcut și noi prin revistă, în decursul numerelor am provocat tinerele de care știam noi că au oarecare înclinație în a scrie și în a șterne gândurile pe hârtie spre folosul lor și al altora, al cititorilor. Ne-am provocat să scrie în revistă și foarte multe colaboratoare s-au descoperit chiar o pasiune și au continuat să șlefuiască acest talent. Și neașteptat, deci am avut niște articole extraordinare și cu un feedback de la cititoare foarte bun, foarte bun. Nici nu credeam noi că acel articol va ajuta sau le va ajuta în acel moment, că vorbim de prezent, da, în viața lor. Deci pentru el a fost și pentru noi o încurajare și o provocare. Dar mai sunt și alte tipuri de talent. De exemplu, ăsta e o biluță de sticlă care e transparentă și poate că dacă nu o vezi, nu vezi talentul, nu-l vezi că e folosit acolo, nici nu-ți dai seama că e. Dar e acolo important. Chiar dacă slujirea e aproape invizibilă pentru ceilalți. Dar ca orice lucrare care trebuie să înceapă cu o bază, eu cred că una dintre lucrări este mijlocirea rugăciune, fără de care o lucrare serioasă nu poate să aibă continuitate. Că poate este avânt. Poate dar, este foarte multă ambiție, foarte multă creativitate. Corect. Dar continuitatea, cred că și susținerea vine de acolo, din partea persoanelor care au acest dar să stea rugăciune, să mijlocească, să te susțină emoțional, să te susțină moral, din foarte multe puncte de vedere, să fie acolo pentru tine. Dar, deci talentul ăsta e acolo, în spatele cortinei. Asta este punguța cu talente. Și eu sunt sigură că fiecare tână și fiecare persoană care ne urmărește are un astfel de talent. Dacă încă nu-i descoperit, nu-i dezgropat, e un talent care ți s-a încredințat și e cazul sau e vremea potrivită, ai fost creată ca să-l pui în negoț. Un gând care îmi vine acum în minte este faptul că de foarte multe ori confundăm niște lucruri și ne gândim că dacă nu avem, ce să zic eu, o chemare specială, exact cum ai exemplificat tu, dacă nu avem biluța aia roșie care e mare și stridentă, evidentă, da, deci se vede, pur și simplu se vede prin natura ei, este un talent expus, evident. Asta înseamnă că e mai puțin important. E mai puțin important sau că, de fapt, nu avem niciun scop doar pentru că nu e ceva foarte special, ca să spunem așa. Și spectaculos. Exact. Eu cred că Dumnezeu știe cui să încredințeze și ce fel de talente să încredințeze persoanelor. E omniscient, are toate resursele și El să facă cu fiecare dintre noi exact să fim la momentul respectiv. Și eu aș avea o întrebare. Ce facem cu... ca tânără, vezi talentul strident care poate cântă în față, care poate e mult mai apreciat decât cineva care stă în spate și se roagă. Cum facem să-i spunem sau să ne spunem nouă că e la fel de important? Să nu le clasificăm. Pentru un adolescent, ce e mai fain? Să stai să te rogi să faci urme în podea de la ta rugăciune sau să mergi să ai o voce foarte bună și să mergi să cânți? Și cum spuneam înainte, nu cred că Dumnezeu e zgârcit când vine vorba de daruri. Și poate ți se încredințează într-o primă fază un fel de dar sau un fel de talent. După care, dacă te-a găsit credincios în lucrul acela, în puținul acela, să zici, care tu-l vezi puțin și nesemnificativ, dacă Dumnezeu găsește inima ta curată și deschisă pentru o altă lucrare, pentru un alt talent în care trebuie o altă slujire,
eu nu cred că Dumnezeu nu vrea să ți-l dea. Și cred că poate să ți-l dea și poate să deschidă ușa, să te pună acolo unde trebuie. Chiar ca Estera, de ce nu? A făcut-o odată? Eu cred că există un cuvânt cheie. L-am scris aici și l-am subliniat. Trebuie să învățăm mai întâi responsabilitatea. Pilda clasică cu talanții. Responsabilitatea era aceeași. Indiferent că unul avea 5 talanți și altul avea numai 2 sau 1. Deci nu ni se cere ceva ce nu e în acord cu ceea ce ni s-a dat, ce ni se cere este să înmulțim ceea ce ni s-a dat, să fructificăm, să folosim. Și asta e responsabilitatea. Mi se pare o provocare pentru, poate mai mult acum ca oricând, mai ales pentru adolescenți și nu numai, și pentru studenți și pentru cei care nu mai sunt studenți, când suntem atât de înconjurați de social media și venim. De multe ori menționăm și aici în discuțiile noastre la Asimetric elementul ăsta și poate că uneori sună repetitiv, dar este ceea ce setează standardele culturii noastre, online-ul. Și atunci e foarte greu să fii mulțumitor pentru poate biluța aia transparentă. Și este foarte greu să înțelegem că biluța aia transparentă își are semnificația, chiar dacă nu e la fel de mare ca și bila roșie. Și ce spuneai tu, Anita, dacă bila aia dispare de acolo, bun, tu nu o vezi acum, dar dacă bila aia dispare de acolo, se strică ceva. Adică îi vei simți lipsa. Și atunci, nu știu dacă îți răspunde la întrebare, Dorotea, și sunt curioasă ce ai tu în minte, dar într-un fel sau altul, fiecare suntem responsabili, trebuie să învățăm responsabilitatea asta. Și e foarte greu. Bine că ne plac mai mult binecuvântările și ușile deschise decât responsabilitatea. În firea noastră stă să fugi de muncă și multă responsabilitate. Și... Da, și cred că mai sunt și alte elemente precum firea noastră și temperamentul nostru. Îți dau un exemplu care mi-e foarte la îndemână. Poate că prin felul tău de a fi te hrănești cu cuvinte, cu încurajări, cu aprecieri. Și ceva normal, nu e ceva rău. Exact. Dar atunci când talentul tău nu se vede. Nu are nimeni. Nu prea nimeni. Are cine să vină să-ți spună și să te aprecieze. Și atunci, da, cred că se creează o lacună acolo, dacă vrei. Pe de altă parte, aici responsabilitatea nu este doar pentru cel care face slujirea nevăzută, ci este pentru comunitate. Pentru prietenii, dacă vreți să extindem dincolo de contextul bisericesc, că de asta e important să trăim în comunități și să fim atenți unii la alții. Și să văd cât de multe ore stați și scrieți și editați, că revista arată foarte bine și ne place foarte mult și ne bucurăm de ea și o cumpărăm și o dăm mai departe. Dar realizăm cât de multe, nu toată lumea va realiza cât de multe ore să investesc aici. Dar cel puțin oamenii cu care ne înconjurăm, comunitatea ar trebui să fie responsabilă pentru asta și acolo cred că scârțim puțin. Ne educăm. Eu nu mi-am pierdut speranța că încă se poate face. Nici eu. Nici eu. Da. Tu cum ai răspunde la propria-ți întrebare, Dorotea? Nu știu, stăteam și mă gândeam la pilda talanților de care ziceai tu și mă gândeam la comparație. Nu știu, dacă tot venim în social media, un influencer care are 10-20 de mii de urmăritori, parcă eu de ce să mai spun ceva? Adică și acolo e o slujire, poate din aia mingea roșie. De ce să vin eu cu mărgica mea transparentă să risc și să nu mă aprecieze nimeni când ăla spune ceva poate la fel de bun sau poate nu chiar așa de bun, dar e mult mai apreciat. De ce aș face-o? Răspunsul, cred că ne întoarcem la chemare. Acum și aici. Asta e cheia. Trebuie să... Și încă un lucru, era un citat, frumusețea stă în ochii privitorului. Dacă ar fi să o adaptăm la noi... Eu pot să apreciez toată emisiunea ta pentru că poate vin dintr-un același context cu articole, editare,
trimite, corectează, rescrie. Exact. Dacă nu știm să admirăm un om care se roagă, poate nu știm să-l admirăm pentru că noi nu ne rugăm. Și poate și asta e o cauză. Și pentru că noi n-am experimentat puterea rugăciunii neapărat în exemplul dat. Cred că mai există și elementul ăsta al răbdării. Și într-adevăr, se subordonează chemării generale despre care tu vorbeai la început. Și cred că asta e de fapt o altă întrebare și o altă discuție. Putem să ne cunoaștem și îndeplinim cu adevărat scopul în absența înțelegerii identității? Și aici nu mă refer la ce știm din cursuri de dezvoltare personală în care să te cunoști pe tine însuți sau însăți, să vezi ce poți, ce ai în tine. Limite. Da. Nu la asta mă refer, ci la identitatea pe care ne-o dă Dumnezeu, pentru că e greu. În teorie e ușor, în practică e greu. Dar atunci când ne subordonăm scopul practic al vieții, dacă vreți, chemarea practică, chemării de a-L urma pe Dumnezeu și dragostea noastră față de El și acționăm în baza identității noastre, ar trebui să înțelegem mai ușor responsabilitatea sau răbdarea. Să avem răbdare până ce vom vedea efectul investiției noastre, că se prea poate ca biluța aia albă să îi trebuiască mai mult timp ca să producă rod sau un rod evident. Sau să fii cât de cât mulțumit exact. Cu rodul sau cu eforturile tale. Exact. Sau poate, dau de exemplu exact. Cu desenul. Îți ia ani ca să ajungi să-ți faci, să-ți iasă niște linii de care exact. Să fii cât de cât mulțumit. Exact. Și încă când am gândit motoul, eu eram în Franța. Dar nu cu ceva studii sau așa. Eram, grijeam de doi copilași. Și nu că am fost foarte talentată când eram mică, dar nu m-a pus mama pe mine să fac nu știu ce mâncare, curățenie făceam. Dar după ce ai predat 2 ani și mergi în Franța, pentru că am fost respinsă la un job, eram prea tânără pentru el, eram așa frustrată, Doamne, dar de ce m-ai dus acolo? Știi? Și cumva nu vedeam. Și fiind în Franța, departe de familie, de biserică, de dezrădăcinată. Exact. Doamne, dar de ce? Și stăteam acolo, murmuram în timp ce ștergeam aragazul și alte lucruri. Dar cumva Dumnezeu acolo, personal, pe mine m-a format poate mai mult decât un an acasă, în comunitatea mea. Și poate uneori e nevoie și Moise. A fost dus câți ani în pustie ca să-L audă bine pe Dumnezeu și să își găsească scopul. Vom trece prin crize de identitate. Vor fi momente în care ne vom frământa și ne vom întreba. Mi-a dat exemplu pe Moise și mulți alții, știi? Vor fi momente care ne vor zdrobi și, iar zic, ne vom întreba ce-i cu noi, unde suntem. Dar exact momentele alea cred că ar trebui să scoate la suprafață care e acel lucru sau acel cineva, acea persoană care nu se schimbă niciodată. Și rezonez foarte mult cu ce ai spus tu, Dorotea. Pentru că, pentru mine personal, două dintre cele mai provocatoare experiențe de viață au fost când m-am mutat. Prima dată m-am mutat într-altă țară, apoi m-am mutat într-alt oraș. Și e ideea asta de a începe de la zero. Poți să fii tu, oricine vrei să fii, de unde vii. Puteam să fi făcut eu nu știu ce emisiuni sau să fi realizat nu știu ce lucruri, că unde am ajuns nu mă cunoștea nimeni, știi? Și a trebuit să pornesc de la zero. Și dacă identitatea mi-ar fi depins de realizările mele, ar fi fost cele mai zdruncinătoare experiențe de viață. Pe când identitatea sau o inimă de prințesă, ca să ne întoarcem, nu? Este o inimă care își găsește identitatea în singurul care nu se schimbă. Exact. Și care nu poate fi furată de la exact. Noi. Dacă vorbim despre o inimă spirituală, acum o inimă de prințesă e ca metaforă, dar e vorba de o inimă spirituală care e modelată și Dumnezeu are grijă să nu dezamăgească acea inimă dacă noi stăm exact pe coordonatele pe care ni le fixează ca să ajungem acolo unde își dorește El să fim. Dar la statura pe care cu toții ne dorim, cu toții ne dorim dezvoltare personală, hai să-i spunem maturitate spirituală. Și pentru asta trăim, pentru asta trăim. Și ca să ajungem la acea maturitate spirituală, o inimă de prințesă, ca să continuăm pe ideea asta,
înseamnă și o inimă neîmpărțită? Da. Da. Și da. Ce înseamnă o inimă neîmpărțită? Pentru că e o întrebare bizară când te gândești, păi, în inima mea sunt copiii mei, soțul meu, sunt prietenii mei. Jobul. Ce vreți voi punem acolo? Și normal să ne atașăm, e normal să iubim, e normal să ne dedicăm și în alte locuri. Cum adică să avem o inimă neîmpărțită? Să vedem prima dată ce înseamnă să ai o inimă împărțită. Mm. Pentru că gândindu-mă la lucrurile acestea, o inimă împărțită e o inimă căldicea. Mm. Și așa cum știm noi căldicică din Scriptură, e cea mai, păguboasă stare. Mm. Da? O inimă care e și cu biserica, e și cu rețelele de socializare, e și cu partenerul, e și cu copilul, e și cu munca. Și uneori nu reușești să vezi sau nu reușești să îți dai seama că ți-ai identificat, ți-ai găsit niște idolași acolo, ți-ai făcut din anumite părți ale vieții tale un idol, ceva special care nu mai e al tău. Și inima asta așa împărțită nu-i place lui Dumnezeu dintr-un motiv, zic eu, în primul rând. Faptul că își dorește atenția. Eu sunt părinte, da? Și când vorbesc copiilor mei sau copilului meu să-i dau ceva de făcut sau să-i spun ceva, vreau să mă asculte. Vreau atenția lui. Mm-hmm. Și am atenția lui doar când văd că se uită la mine în ochi. Mm-hmm. Și că pricepe ce-i spun. La fel e și Dumnezeu cu noi. În momentul în care Dumnezeu vrea și încearcă repeta să-ți spună niște lucruri, dar tu n-ai timp pentru că sunt lucruri mărunte care îți rod părtășia și îl îndepărtează puțin cu puțin pe Dumnezeu de inima ta și de trăirea ta autentică, de relație, da, rod, relația aceea cu Dumnezeu, lucrurile mărunte, cum ar fi? Păi hai că mă uit la o rețetă pe telefon. Mm-hmm. Păi m-am uitat la atâtea rețete într-o oră. Că nu mi-am stabilit meniul, ci mai încurcată sunt. Că eu de câte ori repet rețetele care le-am văzut? Păi nu prea le repet. Da? Nu mai știu de unde am plecat. Eu sunt ca Alice care ajunge prin găurile de iepuraș și nu mai știe cum. Lucruri mărunte cum ar fi munca care mă absorbe atât de mult încât îl ține departe pe Dumnezeu. Și asta zic eu că ar fi idolul sau nu extern, că nu fac chip cioplit. Și noi creștinii știm foarte bine, deci nu avem nicio treabă cu lemn, metal și ne închinăm și așa mai departe. Nu e vorba de idolul pe care îi lași în inima ta. Idolul e acel obicei sau o persoană chiar care te ține departe de Dumnezeu. Pur și simplu nu te lasă. Și granița dintre obiceiuri, să zic, și dependențe și idoli e foarte subțire. Nici nu știi cu o treci. Și exemple, cred că știm cu toții, chiar la cupluri căsătorite care se trezesc în fața consolelor și stau la jocuri și nu-și dau seama de ce ei nu mai își găsesc locul în biserică. Și când îi întrebi, păi, dar stau cu prietenii, eu socializez de fapt când joc jocuri cu alți 2-3 din biserica mea chiar sau din anturajul meu, stăm și jucăm jocuri. Asta vorbim despre persoane la 20 și plus, 30 de ani. Și atunci stăm și ne întrebăm de ce inima noastră nu este întreg, nu este dedicată. Și nu este pe deplin, nu îi aparține pe deplin lui Dumnezeu. Dar în momentul în care l-a identificat, că ăsta e pasul 2. Ok, am identificat. Uite, eu acolo, eu când pun mâna pe telefon, știu că am în mână o grenadă. Că pierd ore întregi. Și îți spun asta pentru că am avut N discuții cu adolescenți. Cu preadolescenți, deci când îi se pune copiilor de clasa 4 un telefon în mână, să știți că le puneți o grenadă, o bombă cu ceas. Pentru că ei n-au acele criterii de selecție când se spune stop, de exemplu, da?
Și în momentul în care răspunde și la grupul, păi, mama, eu răspund doamnei învățătoare pe grup, mai ales acum, pe grupul de clasă și răspund și pe grupul de clasă unde nu-i doamna învățătoare. Și eu răspund, acum trebuie să răspund colegului de la grupa de școală duminicală, dar am și grup în care nu este fratele sau sora de la școala duminicală. Și atunci te așezi și va dai ajunge seama la perioada în care se va sătura de grupurile de WhatsApp, dar până acolo va mai dura. Până acolo trebuie muncă mult. Bun. Deci, în momentul în care ai identificat că ai o problemă și ți-ai dat seama că repetitiv te trage în jos și te faci să păcătuiești. Hai să spunem. Da. Atunci îl elimini cu ajutorul lui Dumnezeu, zici stop, nu mai iei, îți limitezi timpul, așa mai departe, și pui în loc ceva, altceva. Ce? Că altfel, iarăși vine tentația, dacă nu pui ceva în loc. Pui talentul și îți pui în slujire talentul. Și îți găsești locul, găsești cărămida care să o pui peste altă cărămidă și astfel să construiești ceva. Și investindu-te în alții, fără să stai absorbit, că asta iarăși e o trăsătură a prezenței unui idol în viața ta, că ești absorbit și nemulțumit, că nu ți ajunge niciodată timpul pe care îl petreci acolo, tot vrei mai mult, sau obiectul, investești în obiecte, există și din astea. În momentul în care ai pus deoparte aceste, ai dat deoparte aceste lucruri, știi că îl ai pe Dumnezeu ca sprijin, ți-a dat niște daruri, ți-a pus înainte o slujire, ți-a deschis o ușă, dă-i drum și muncește, pentru că așa, asta spune, căutați mai întâi împărăția mea, celelalte lucruri vă vin și o să fiți împliniți. Când idolul tău îți aduce mereu neîmplinire, neîmplinirea scopului în viața ta, Dumnezeu întotdeauna îți va aduce împlinire, că El este Cel care suplinește și știe ce nevoie ai. Când vei căuta în alte părți să înlocuiești pe Dumnezeu cu alte lucruri, niciodată nu să ai acea satisfacție că faci ce trebuie sau ești unde trebuie, când trebuie. Mi-a plăcut foarte mult, vreau să închei fetelor cu discuția despre inima neîmpărțită. Ard pentru subiectul ăsta, pentru că și eu m-am confruntat cu el și sunt... Cred că fiecare ne confruntăm cu asta. Și cred că, exact, cred că fiecare dintre noi trebuie să fim mai vigilenți ca oricând, pentru că sunt timpuri cum n-au mai fost. Și trebuie să fim foarte vigilenți. Mi-a plăcut versetul din 1 Ioan 5, ultimul verset. Îl citeam chiar zilele trecute. Zice, copilașilor, virgulă, feriți-vă de idoli, punct, amin. Dar înainte nu aduce tot capitolul aminte despre idol. Nimic. Vorbește despre Hristos, despre identitatea ta în Hristos, vorbește despre veșnicie, despre valoarea ta ca persoană în Hristos și ca un plasture, ca un așa decupat, parcă e versetul, feriți-vă de idoli. Amin, chiar zice, punct. Se încheie și epistola. De aceea, dragii mei, o inimă neîmpărțită e o inimă fără idoli. O inimă în care lași pe Hristos să te modeleze și să pună El acolo dorințe după voia Lui și slujiri care să-i zidească biserica și să lărgească împărăția Lui. Mulțumim, Anita, pentru gândurile astea. Înainte să mergem mai departe, Dorotea, dacă vrei să completezi ceva la ideea asta de o inimă de prințesă ca fiind o inimă neîmpărțită. Tot așa, ideea de idol. Cumva, unii idoli sunt mai greu de identificat. Parcă nici nu dai seama, nu știu, că îi ai. Și cred că identificarea lor putem să identificăm prin disciplinele spirituale. Știu că nu-s comode și nu vorbesc în dreptul meu. Să iei o zi de post și nu neapărat să spui nu mâncării. Dar pe mine postul, dar disciplina postului m-a ajutat să văd că eram dependentă de o anumită băutură. Nu putem numi. Nu alcoolică. Dar, da, nu așa, bună precizare. Carbogazoasă.
Da, și nu e problema că îți place, are un gust bun, dar mi-am dat seama că în momentul în care eu aveam o problemă, măi, dar nu mergeam să mă rog, dar cum să mă duc să mă rog? Pentru așa ceva. Este ceva prea mic, dar totuși îmi fura energia, mai ales aveam o zi proastă la lucru, mă certam cu sormea sau mai știu la facultate și nu știu, domnul meu luminant, mergeam la magazin și îmi luam băutura respectivă sau o ciocolată cu alune. Prin mâncare eu aveam impresia că îmi liniștesc suflet, că îmi găsesc liniștea așa de postul și nu știu. Era un idol pentru mine. Poate pentru tine nu. Nu, poate să stai pe telefon. Sunt stresată, hai că îmi iau telefonul și dau scroll pe Instagram. Nu e greșit să te uiți ce ai postat. Eu nu e greșit să mă uit ce ai postat tu. Dar în momentul în care noi facem asta, știind că avem o problemă și hai să mă liniștesc, când nu e comod să mergi să te rogi, să zici, Doamne, uite, mă confrunt cu asta. E mult mai ușor să... Ceva imediat, că ziceai tu de răbdare. Da, și e ceva care se poate confunda atât de ușor cu... Nu e ca și cum Dumnezeu spune, nu-ți fă un moft. Sau nu te bucura da, de... Exact, nu vorbim sau despre asta. Sau în timp ce, efectiv, unor Dumnezeu îți pune pe tavă. Exact, exact. Ceva care știe că îți va prinde bine și te încuraja. Te va încuraja, indiferent că e mâncare sau e o excursie exact, sau ce exact. Știu, ce ar fi. Dar cred că toată treaba asta se rezumă la cine... îți coordonează inima. Cine domnește în inima ta? Și la cine alergi prima oară când ai exact. O... Exact. De ce l-ai înlocuit pe Dumnezeu cu o ciocolată? Mm. Pentru că e imediat. Exact. E un pansament imediat, da. Care nu stă mult lipit acolo și nu vindecă. Mare, mare. Cred că asta mi se pare cel mai important. S-ar putea să ajute pe o perioadă foarte scurtă de timp, dar nu vindecă. Exact. Nu ți-a vindecat problema stresului sau supărării. Mm. Dar e foarte ușor să apelăm la lucrurile astea imediate, știi? Și cred că mai mult unde confundăm și mai tare, iarăși zic, e când e vorba de oameni, de relații. Că acolo ne este foarte greu să discernem. Că e normal să fii dedicată soțului tău, nu? Și cum găsim echilibru sau cum... Voi două care sunteți neveste să ne spuneți. Mi-a venit în minte exemplul Rahelei. Rahela a furat idolii de la tatăl. Deci avea ea niște idoli așa acolo, ascuns până i-a descoperit soțul și până la urmă a scăpat de ei, a convins-o. Dar ea și-a făcut idol din această dorință a ei de nestăpântit, dăm copii sau mor. Deci asta era obsesia ei, deci ea nu putea trăi. Pentru asta trăia aia, să aibă copii. Deci, idolul ei era în inimă. Nu era în... Nu cred că se... Lucruri. Exact, se materializa acolo în statuetele pe care le-a luat. Și în momentul în care i-a dat Dumnezeu un fiu pe Iosif, i-a pus astfel numele să mai dea Dumnezeu încă un alt. Niciodată un idol nu va satisface acea sete. După care și nu poate să-l înlocuiască un idol pe Dumnezeu. Și acolo cred că a greșit Rahela. Acum putem să o dăm exemplu pe ea. Pentru că l-a înlocuit pe Dumnezeu cu această dorință. Deci nu a plăcut, Doamne, dă-mi, te rog. Eu nu cred că nu s-a rugat, că s-a rugat. Dar avea un pic inima pe fragmente. Odată cu idolul, odată cu Dumnezeu, odată cu... Exact. Hai să încerc eu. Și mai vreau să zic în aici că noi suntem căsătorite, dar nu știu tu, dar eu în perioada de așteptare, că tot vorbim și în revistă de asta, cumva eu am trăit asta, cred că multe fete fac asta, fac din căsătorie un idol, cumva trăiesc pentru a se căsători și după ce s-au căsătorit, au parte, nu îi zic criză de identitate, dar nu e ce m-am așteptat, pentru că... Dar se poate transforma într-o criză de identitate. Se poate. Și uneori e bună și criză de identitate, că trecem într-o altă perioadă. Dar greșeala mare e că nu trăiești exact acolo, la 15, 16, 17, 20, 20 ceva de ani. Atunci, în moment... Da, și ne întoarcem la ce ziceți voi, creată pentru o vreme ca aceasta. Știi? Adică asta e vremea mea, da? În care... Ok, dacă Dumnezeu, ca să fim specifice pe subiectul așteptării, dacă Dumnezeu, acum sunt într-o perioadă de
sau nici măcar de așteptare, că nu există nicio garanție că Dumnezeu are sau când are acel partener planificat pentru mine. Nu spui viața pe... Exact, deci viața mea va fi împlinită doar în momentul în care voi ajunge acolo. Ca și cum ești incomplet sau incompletă fără acel ceva. Trăim în perioada asta în care poate nu avem partener. Suntem într-o vreme, asta e vremea noastră. Și ca atare trebuie să ne îndeplinim scopul atunci și să trăim chemarea atunci în condițiile date, nu căutăm să ne creăm noi alte condiții mai favorabile în ochii sau noștri. Sau care dau mai bine. Exact. Da. Și fiindcă trebuie să mergem un pic mai departe, cred că e greu să vedem, e greu și să identificăm idolii ăștia, e greu și să aplicăm discipline spirituale, dar cred că un răspuns la a înțelege sau a ne verifica inima și să vedem dacă e împărțită sau neîmpărțită vine cu o altă dimensiune. Și a zice, e o inimă sfințită și avem aici chiar ultimul număr. Ultimul număr care a pus în lumină această idee, fără să știu. Fără să știu, exact. Dar și aici când spun o inimă sfințită, este o inimă, mă refer la ideea asta de o inimă care e gata să fie modelată. Odată ce am crezut, într-adevăr, Dumnezeu a performat, dacă vreți, acea sfințire în raport cu El. Hristos ne-a sfințit, ne-a eliberat de păcate, ne-a iertat, gata. E gata. Noi nu mai trebuie să-i dovedim lui Dumnezeu că ne putem spăla pe noi înșine. Asta a făcut Hristos pentru noi. În același timp există o sfințire în trăirea zilnică. Și aia ține de noi. Și cred că aici există și elementul acesta al disponibilității și deschiderii de a lăsa pe Dumnezeu să ne modeleze. Pentru că uneori Dumnezeu nu o va face tocmai pentru că noi nu-i permitem. Uneori Duhul Sfânt nu va interveni tocmai pentru că noi nu-i permitem. Și cred că uneori ne temem pentru că uneori modelarea asta va fi dureroasă. Uneori ne va frânge. Și cred că ne temem. Mi se pare normal și natural să te temi de frângere, că doar nu e ceva ce așteptăm cu bucurie. Și totuși, o inimă de prințesă cred că va înțelege faptul sau care e miza modelării. Care e miza frângerii. Și vreau să... Mi-a tras atenția recent o expresie pe care o folosește Maleahi și se referă... Bun, se referă la judecata de apoi, dar se referă la Dumnezeu ca fiind focul rafinorului. Foarte interesantă expresia. Și apoi am căutat un pic mai mult să văd la ce se referă expresia asta și mi s-a părut absolut fascinantă. Și se spune că în acele vremuri un rafinor știa că materialul pe care îl curăță nu mai are nicio impuritate în momentul în care el poate să-și vadă pe deplin chipul în materialul topit. Asta e miza noastră. Ca Hristos să-și vadă pe deplin chipul în noi. Și atunci, nu știu, e altceva. Și Maleahi nu se oprește la asta. Îmi pare rău că nu am traducerea clasică Cornilescu, dar spune mai apoi, după ce va trece judecata de apoi, spune Dumnezeu așa, ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor, în ziua în care eu îmi voi întemeia proprietatea. Acest întemeia proprietatea se referă la faptul că noi, copiii lui Dumnezeu, suntem comoara, în traducerea Cornilescu, suntem comoară deosebită. Nu comoară. Și comoara ce e, nu? E cel mai de preț lucru. Dar e o comoară deosebită. Deci e cu mult mai mult decât orice altă comoară. Asta ajungem noi să fim pentru Dumnezeu. Da, foarte frumos. Dar... mă întorc la ideea asta, ce înseamnă sau cât e de important din perspectiva voastră să avem o inimă modelabilă. Da, o inimă modelabilă, uite că pomenise Dorotea de discipline spirituale. Eu am văzut din experiența mea că mai repede vorbesc despre rugăciune decât mă rog. Ce o facem, exact. E mai ușor.
mai repede vorbesc despre cuvânt, despre citirea cuvântului, decât să stau acolo și să studiez. Și aici e foarte periculos să cazi într-o extremă, hai să zicem așa, semilegalistă. Uh-huh. Vă spun din experiența mea, tânără fiind, am încheiat legământ cu Domnul destul de tânără și într-o tabără binecuvântată de tineri, mi-am dedicat viața Domnului în felul următor. În fiecare zi, până la sfârșitul vieții mele, câte zile îmi dai, vreau să citesc un capitol, să stau să meditez la el și să știu că e viu cuvântul acela în ziua respectivă pentru mine. Asta se întâmpla acum 20 de ani. Mult. Dar benefic. Bun. Și au trecut ani și, așa cum vorbeam, uneori poți să fii în flăcări și mm-hmm. poți să arzi. Nu trebuie să te mistui, dar arzi mai tare. Dar uneori arzi constant, ca și într-o relație de căsnicie, da? Ne place constanța, știm că să fim acolo, să găsim acel lucru. Uh-huh. Dar am căzut uneori într-un semilegalism, cum vă spuneam, la finalul zilei, atâtea lucruri mărunte mi absorbeau energiile încât ajungeam repede să-mi țin promisiunea, deschid sau, prea obosită fiind, am învățat niște psalmi. Și, Doamne, spre obosită să deschid cuvântul să dau, uite, recit înaintea ta. Uh-huh. Dar recitarea și citirea mecanică a cuvântului nu e același lucru ca a lăsa pe Dumnezeu să-ți vorbească, pentru că e atât de proaspăt, e atât de actual. Și lumea care citește, mă refer, care nu sunt creștini uh-huh. sau doresc să îl cunoască uh-huh. pe Dumnezeu și citesc Biblia, parcă vorbește despre astăzi. Uh-huh. Se cam feresc de Vechiul Testament, uh-huh. pentru că e mai greu. Dar citind vremurile și frământările și probleme, sunt aceleași. Da. Deci e actuală Biblia. Încă Dumnezeu vorbește prin Biblie. Uh-huh. Cred că acolo aș da să-L pe Dumnezeu să îți modeleze inima, uh-huh. cum ai spus, prin cuvântul Lui. Uh-huh. Și prin cuvântul Lui, și prin rugăciune, și prin post, și prin meditație, că dacă nu meditezi, ajungi așa, într-o rutină care, încă o dată, inima căldici, că Dumnezeu face cu ea ceva, dar prea puțin. Unde te vrea Dumnezeu? Ce ar putea face Dumnezeu din tine dacă l-ai ascultat pe deplin? Asta îmi pun mie întrebarea în primul rând. Dorotea, cât de importantă e o inimă sfințită? Sau modelabilă? Esențială, aș spune. Dar când zici modelabilă, pentru mine zici un cuvânt incomod. Mie nu prea place să vină să mă tragă cineva de mânecă, dar cumva fără a fi dispus să fii modelată, parcă nu poți face o lucrare. Că e vorba de o lucrare spirituală, că e vorba la job. Nu știu, în timp ce vorbeați, mă gândeam la Estera și Mardoheu. Deci Dita mai împărăteasa, la tine să vină, da, într-adevăr a fost unchiul ei evreie, vorbim de un alt context, dar totuși să vină să-ți spună, parcă îmi imaginez, vezi, dacă nu faci tu lucrarea asta, o să vină altcineva și cel mai probabil ție o să-ți pară rău. Cred că Dumnezeu modelează prin cuvânt, prin rugăciune, dar modelează și prin oameni. Nu, da. Și poate ne poți povesti, nu știu, o experiență în care poate nu erai cine ești astăzi, nu că am fi noi cineva fără Dumnezeu, dacă nu te-ai fi lăsat, că e așa de important să ne lăsăm modelați de cineva. Mie mi-e greu prima dată să știi că eu spun, nu, du-te de aici, eu și fac bine. Să știi că e mult mai ușor când vine direct din cuvânt sau vine direct din rugăciune decât când vine printr-un om. Autoritatea e vorba. Cine deci, ești tu să-mi spui mie? E foarte greu. Mi se pare foarte, foarte greu. Aș vrea să-ți dau un răspuns mai amplu. Timpul nostru, dar nu știu dacă vă dați seama, dar e către final și e clar că niciun subiect nu e epuizabil, dar dacă îmi permiteți și aș vrea să mă corectați dacă nu trag o concluzie bună la discuția noastră, pentru că reprezintă și inima voastră în povestea asta și în lucrarea asta, pentru care eu vreau să vă mulțumesc pentru ce faceți și pentru că depuneți efort și de-abia așteptăm
Când vine numărul din acesta? Vine. Vine, spre toamnă, vedem. Așa le așteptăm. Dar aș spune așa, o inimă de prințesă face legătura dintre mărturisirea de credință și acea mărturisire e identificarea scopului, a chemării, identitatea noastră. Deci face legătura dintre mărturisirea de credință, practicarea credinței, care e inima aia neîmpărțită, și autenticitatea credinței. Și autenticitatea se dovedește când suntem modelate. Când suntem un pic în cuptorul ăla de foc și topite și impuritățile scoase. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost aici și de-abia vă aștept înapoi. Asta e una din multe emisiuni pe care aș vrea să le facem împreună și să vedem cum putem lega ce aveți voi și ce avem noi și să ducem conversațiile astea bune mai departe. Vă mulțumesc tare mult! Mulțumim și noi! Vă mulțumesc și vouă că ați stat cu noi, că ați povestit cu noi. Vă așteptăm pe canalele noastre de social media, Facebook, Instagram, YouTube. Ne găsiți la Asymmetric TV. Vă așteptăm acolo cu ideile voastre, comentariile voastre, sugestiile voastre. Vrem să ținem legătura cu voi și să ascultăm și gândurile voastre și feedback-ul vostru. Până data viitoare, vă doresc numai bine!